Vladimir Putin ia poziție după bombardarea Siriei, liderul de la Kremlin somează o instituție cheie, o agresiune. Presubliniere din telerus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie sublinierei Franca drept o agresiune sublinierei a cerut o întrunire a Consiliului de Securitate al ONU în timp ce liderul suprem al Iranului Ayatollah Ali Khamenei i-a numit criminal pe conductorii celor trei ceri, scrie The Guardian. Putin a declarat că Rusia va cere o întrunire de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre acțiunile agresive ale SUA sublinierei aliacilor săi. El a adugat că Rusia condamnă ferm atacul asupra Siriei, acolo unde soldații ruși sublinierei ajută guvernul legitim în lupta sa cu terorismul. Presublinieredintele rus a afirmat în cadrul unui comunicat emis de Kremlin că atacurile coaliției condus de SUA vor înrăutăci dezastrul umanitar din Siria. Putin a adugat că atacul va aduce suferind populației sublinierei îi va ajuta pe teror sublinierei care au torturat cecenii sirieni în ultimii subliniere apte ani sublinierei vor provoca un nou val de refugiați. Atacul are un efect devastator asupra întregului sistem de relații internaționale, a susținut Putin. El a subliniat din nou că nu au existat dovezi privind atacul cu arme chimice. Experții militari ruși sublinierei aflați la fața locului nu au găsit niciun semn ce ar fi fost folosit clor sau alte substanțe toxice. Niciun locuitor nu a confirmat un atac chimic, a precizat Putin. Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, un aliat fidel al regimului lui Bashar al-Assad, a condamnat raidurile aeriene ale coaliției conduse de SUA, referindu-se la liderii celor trei țări ca fiind criminali. Declar ce presubliniereintele american, presubliniereintele francez sublinierei prim-ministrul britanic sunt criminali sublinierei au comis o crimă, a declarat el conform agenciilor de stat. Nu încape îndoială ce SUA sublinierei aliacii săi, care sunt implicați într-o intervenție militară în Siria fără să aibă vreun document valabil sublinierei înaintea unui raport final al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice, se consider poliția sublinierei judecătorii globali. Ei sunt responsabili pentru consecințele acestei intervenții sublinierei ar trebui tras sublinierei la răspundere, a adugat Ali Khamenei. Ministerul de Externe al Iranului a afirmat într-un comunicat că agresiunea reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional sublinierei a suveranității sublinierei integrității teritoriale a Siriei. Având în vedere reguli religioase, legale sublinierei etice, Iranul se opune folosirii armelor chimice, dar în acela sublinierei timp, respinge ferm sublinierei condamn crearea de scuze pentru a invada ocar independent, se arată în comunicatul ministerului, conform news.ro.